bă, ai scadă nou și adun un X. Adică caier? Ce ai cu X într-un membru, cealaltă membru? Deci e echivalent cu? 2X minus X. Adică X egal? X egal cum? 15 minus 8. 7. 7. Terminat ești. A. 0,8 în perioadă. 0,8 în perioadă. Plus 3X. Da. Egal cu 2X plus 6. 2X plus 6 echivalent. Tu cere cu X într-o parte și cere fără X în altă. Da. Au trecut un pic de vreme de când ai spus asta. 3x minus 2x la altă spune x egal cu? X egal cu 6,8 în perioadă. Egal cu? 6. Stați. Nu, de iar trebuie să facem informație. Păi neapărat. X egal cu 6 minus? Stați. N-am pus să spun direct. Zic. Adică vine 8. Dar cum pun 6? Nu pun mai întâi 8? Păi 6 care era aici? 6 era acolo. Minus. Așa, iarăși ai pierdut timp stând acolo și analizezi, dai te-o dat. Nu. X egal cu 6 minus 8 pe 9. Da? X egal 6 minus 8 pe 9. Ceea ce am însemnat X egal cu 6 ori 9. 54, hai, minus 8. 54 minus 8. 6 minus 8 pe 9, nu? 6 minus 8 pe 9, da. Și la 9, 6 trebuie să amintim cu 9. 6 ori 9, 54, minus 8. E 46. Așa, e egal cu 46, supra 9. Da. Aici vreau să dau răspunsul deodată, stați mă, deodată nu am putut să-l facem. Atunci am mers repede, am făcut așa. Ce putem, la nivelul la care poți tu, dar maxim cu putință, trecând în exercițiu, să nu-ți rămână operații, nu copiem pur și simplu, ci facem maxim cu putință, da? Asta trebuie să fie rețeta. Deci mai departe. Paranteză rotundă. 3 pe 4 plus 5 pe 6, închideți paranteza, da, împărțit la 1,58 3 în perioadă, 58 3 în perioadă, minus 4 supra 5 ori x, da, egal cu 1 pe 2. Ce mai tu? Treizeci și opt pe douăzeci și patru. Care numitor comun aici? Asta cu 9 plus 10. 19 pe 12. Vezi? 19 pe 12. Asta am înțeles. 19 pe 12. Corect. Împărțit la? Împărțit la 1583. Scriu, da? 1583 minus 58. Totul supra 900. Totul supra 900. Minus 4 pe 5 x, aici nu avem ce face, egal cu 1 pe 2. Ce ar fi echivalent cu? 19 pe 12, da, ori 900. 19 pe 12, ori 900. Supra. Da. 1425. 1425. 25, da? Minus 4x, 4x supra 5, așa puteți scrie, nu? 4 pe 5 ori x, înseamnă 4x pe 5, egal cu 1 pe 2. 1 pe 2. Ce știu ar fi echivalent? Sentimentul meu este că 1425 nu se împarte cu 19. Nu, că 19... Da, mai aici e ultima cifră, 5, nu incorpora 5-ul. N-am ce face. Dar 12 cu 900 se simplifică pentru un 3. Da? 4 aici și aici 300. Mai vedem acolo dacă 19 sau 20, dacă a fost 20, mergea foarte bine. Mai vedem dacă 300 cu 4. Eu mai vedem aici dacă e bine. Ai amplificat aici cu 3, 9,
și cu 2, 10 și 9, 12 și bine, 12 și 4. N-aveți ce face. Ce să spunem aici? Cu 4 cu 300. 4 cu 300, de acord. Deci mergea totul prin 12, da. Cu alte cuvinte, da? Da. 4 în 30 de 7 ori 4, 28, da. 20, 5 ori 75. Iată 75 cu 1425, merge prin 25. Că în momentul în care am scris 900 pe 145, asta putea să fie simplificat. Da. Merge pentru 25, rămâne aici 3 și jos. 57. Deci 25 în 125 merge de 57. Da? 57. Da. Și 5 cu 7 fac 12 cu 3 ăsta, iar mai merge printr-un 3. Da. Și atunci vine o dată în 27, 9, 19. 19. Și 19 cu 19. Da. Și iată. Cât rămâne? Nu mai rămâne nimic. 4x 5 egal cu 11. 1 minus 4x pe 5. Că din toate astea a rămas 1. Da. Nu zici că nu a rămas nimic. E 0. Da, da, da. 1. 1 ori 1, 1. 1 ori 1, 1. Da, da. Deci avem 1 minus 4x pe 5 egal cu 1 pe 2. 5 minus 20x. Dar numitorul cât este comun din nou capul ăla? 10. 10 atunci. 10 aici. Da. Și vine 10 minus... 10 minus 40x. Deci 40. Pe care am pe 5 cu 2. Așa. Deci aici am făcut cu 2. Și vine 8x. Minus 8x egal cu... 10. Cu 5. Cu 5 acolo. Numitorul comun este 10 și am pus la 2. Și 5 egal cu 5. Și aici ar însemna echivalent cu... 8x egal cu 15. 8x egal cu... 5. X egal cu 15 pe 8. Deci 8x egal cu 15, sigur? Da. Ești sigur? Păi, minus 8x. Așa, minus 8x. Atunci, dacă le vedeam, poate să din 8x aici. Și aici 5. 10 minus 5 face 5. 5 egal cu 8x. Sau 8x egal cu 5, vezi? Da. O greșeală pe final. Și o mică greșeală de asta ți-a terminat, că ieși și tu spui așa, dar am greșit numai la sfârșit. Foarte important! Că nu ai X-ul acela care să verifice. Că tu trebuie să găsești pe X pe care dacă îl locuiești aici, să fie identitate. Deci X-ul este cât acum? Să vă spunem, X egal cu? 5. 5 pe 8. Da? 5 pe 8. Iată, asta este soluția. Mergem la altă X-ul. Paranteză rotundă. 2x plus 3. 2x plus 3. Supra 9. Totul supra 9. Plus. Așa e, nu? Da, tot, e corect. Plus 0,3 în perioadă. 0,3 în perioadă. Închideți acum ca să intru o paranteză tot. De la început la... O paranteză dreaptă. Da. Împărțit la 0,5 plus 3 întregi și 1 supra 4. Și 1 pe 3, da. Și acum totul ce ați scris supra, tot supra, 5,25. 5,25 egal cu 2011 la puterea 0. 2011 la puterea 0. Scoșteptam să spun că ați spus că asta e mai... Îmi trebuie spațiu, da? Hai, te rog să mă ajut să repede, că mama că șterge noi numai bine de scurt. 2x plus 3 pe 9. Deci echivalentul va spune că 2x plus 3 pe 9 plus 1 pe 3. Plus 1 pe 3, da, așa îmi place. Plus 1 pe 3, simplificator. Împărțit la... Într-o paranteză rotundă. Tot într-o paranteză rotundă. Da, în paranteză pe 3. Da, și acum da, asupra soare, într-o paranteză rotundă. Tot împărțit la... La 1 pe 2. Tot împărțit la 1 pe 2. Mulțit cu 2, vreau să zic. Când împărțit la 1 pe 2, deși mulțit cu 2. Da, mulțit cu 2. Da, deși mulțit cu 2. Iată, asta înseamnă să facem maxim cu putință. Plus 13 pe 4. Plus 13 pe 4. Plus 13 pe 4. Supra. Și totul supra. 525 supra 100. Adică? Împarte într-un 25. Da.
525 aici, da? La 100, da. Deci era 525 la 100. Cât merge 25 în 52? De două ori. De două ori. Rămâne 25. Da. 21. 21. Deci, 21 pe 4. 21 pe 4, da? Da? 21 pe 4 egal cu 1. Ce ce înseamnă echivalent? Pe a doua pot să o înmulțesc cu... cu un 3. Cu un 3, dacă asta am... Și vine 2x plus 3 plus 3. Nu? 2x plus 3. 2x plus 6. 2x plus 6, așa. Iată, vezi? Începe să ne apropiem totul supra... 2x plus 6 supra... supra 9. 9. Ori... ori 2. Ori 2. Plus, plus 13 pe 4. 13 pe 4. Supra... zic egal, că înmulțesc aici, aduc la ceași numitor cu 21 pe 4, egal ori 1, 21 pe 4. Da. Da? Egal cu 21 pe 4. De ce să scriu, să las cocoțat așa? 21 pe 4. Și acum? Păi... echivalent. Pe prima, a doua pot să înmulțesc cu un 9. Care pe a doua? Pe 2. Sunt 2x plus 12. Hai să vedem că nu mai cum să te miști așa, pentru că ai 13 pe 4, care e plus aici. Cel mult duci pe 13 pe 4 în partea cealaltă, care e același numitor. Și să rămâi doar așa. 2. 2x plus 6, totul pe 9. Ori nu pot să simplific pe 2 ăla cu 9. Păi dar e mulțire, dragule. Nu e adunare ca să amplifici. Numai unde se amplifică? Adunare și scădere. Deci nu puteam face așa ceva. Aici vine 2x plus 6 ori 2, paranteză. Ori 2, dar să și mulțim. 4x plus 12. Așa, 4x plus 12. Supra. 9. Supra 9. Plus 3. Egal, egal. Egal. Facem direct scăderea. Egal. Au aceeași viitor, 21 minus 13. 8 pe 4 înseamnă 2. 2 pe 1 nu mai are rost să mai scrii. 2. Ce ziceam înseamnă echivalent? Dacă nu mulțeam cu 2, ce deștept eram? Când împărțeam totul printr-un 2. 2 era și aici, aici era 2x, dacă ți-amintești, și aici era cât? 6. Da? Și era ori 2, toată asta ori 2. Și 2 prin 2, 2 se duce așa și rămâne 1. Și ar fi 2x plus 6. Ar fi fost 2x plus 6. Egal cu 9. Da. 9 ori 1. Uh-huh. 2x plus 6 egal cu 9 ori 1. Nu ți-e clar aici? Ba, nu înțeles. Da? 2x plus 6 egal cu 9 ori 1. 9. Adică 2x egal cu 3. 3. Unde x egal cu? 3 pe 2. 3 pe 2, termină. Părea dificil. Da. Părea că o să, nu o să muncim. Da, dar atenție, că dacă... deci... primi... hai să recunoaștem. Aici am adus și la aceeași lucrură. Da. Era zobie, ești tu de aici. Da. Deci era terminat. Deci limpede. Aducem la adunare și scădere, atât. Deci nu ai voie să... este plus aici, trebuie să... lămurești treaba, că ai avut tentația și cu un 2 pe 9 să mulțim. Mm-hmm. Dacă ar fi fost asta egal cu nu știu cine, da. Dar te încurcă ăsta. De ce 13 pe 4 duci în partea și altă ca să fie fracții egal cu fracții, da? Bun, mergem la alte chestii. Zice așa, aflați numărul rațional A pentru care ecuația are mulțimea soluțiilor indicată. Deci determinați A. Da. Determinați A așa încât ecuația are mulțimea soluțiilor indicată. E ca, care e ecuația? Da, ne dă acum. A ori X. A ori X. A X. Da, plus 1,4. 1,4. Egal cu 3 întregi și 1 pe 5. Așa. Și soluția este 9. Deci S egal cu 9. S egal, S egal cu 9. Deci determinați pe A, da, pentru că știi că soluția este 9, adică noi înlocuim pe X cu 9 și rămâne la A pe urmă să aflăm. Deci, păi spune că S nu că X. Soluția, pentru care soluția este 9. Indicat. Când s-a zis soluția, înseamnă că X-ul.
Dacă autorul a spus asta, eu înțeleg că X-ul. Nu, păi zici, aflați numărul rațional A. Pentru că ecuația are mulțimea soluțiilor indicate. Pentru că mai avem în alte exerciții în care avem două soluții, de exemplu, sau una. Deci mulțimea soluțiilor este deci X egal cu 9. Și atunci noi înlocuim pe X cu 9 și rămânem cine e necunoscut. Deci ce devine X-ul? Devine așa acum. Cu X-ul egal cu 9 pe care înlocuim aici. 9. Vine 9A. Plus 14 pe 10. Da. Care înseamnă 7 pe 5. 7 pe 5. Da. Este egal cu? 16. 16 pe 5 minus. Atât, echivalent. Ah, eu deja am pus scăderea. De echivalent 9A, eu am vrut să mă urmă. 16 minus 7. Egal cu 9. 9 pe 5. 9 pe 5. Ce putem face? Păi aducem pe prima. Stați puțin. Împărțim cu 9. Corect. Deci împărțim egalitatea printr-un 9. Ai haftă. Și vine și aici. Și vine că A egal cu 1 pe 5. Terminat. Deci găsiți-l pe A, știind că soluția este dată. Și iată, am găsit A egal cu 1 pe 5. Da. Determinați numărul natural astfel încât 0,25. Determinați? Numărul natural N, astfel determinați încât. Determinați N din N, uite așa, așa încât. 0,25. Da. Totul la N plus 1. Așa. La N plus 1, așa. Da. Egal cu 1 supra 16. Echivalent cu. Mă, ce-mi place așa când... Mergi repede, nu? Când mergi repede și mai ales când dai ordine, așa cum ai venit tu și ai făcut ordine și ai aranjat totul aici, clienta așezată, culorile deoparte, îmi place foarte tare asta. Dar eu nu știu să fac asta. Nici eu. Dar ai făcut-o deja. Ca și pe mine, era te deranjează dezordinea. Normal. Da? Așa. 0,25 la N plus 1. Ce înseamnă 0,25? 25%, adică 1 pe 4. 1 pe 4. Deci 1 pe 4, totul la puterea N plus 1, egal cu 1 pe 16. Ceea ce am însemnat, echivalent. Pot împărți prin... Nu. Nu pot să am. Ai cum? Trebuie să faci ceva. Visez, dacă ar fi și aici 1 pe 4, ar fi ăstea, ăsta la 1 pe 4 la, egal cu 1 pe 4 la. Cum poți să scrii tu pe 1 pe 16? Cum să fie 1 pe 4 la? A doua. Ce înseamnă adică? Ia să vedem cât facem 1 pe 4, totul la a doua. Adică și numărătorul și numitorul. 1 la a doua egal cu 1 și 4 la a doua 16. Iată că 1 pe 4 l-a scris ca 1 pe 16. Sau 1 pe 16 ca 1 pe 4 la a doua. Și apare ghiște așa. 1 pe 4 la cât? La n plus 1 egal cu 1 pe 4 la a doua. Și ce este de aici? N egal cu 1. N plus 1 egal cu 2. Adică nu este 1. Sigur că nu 1 și 1 face 2. Deci de aici rezultă că n egal cu 1, terminat, e ghișit. Mai facem 1 și terminăm. Da, te rog. Închide. 4n plus 1. 4n plus 1. Supra 3. Da. Egal, la puterea a doua, totul la puterea a doua. Egal cu 2,7 în perioadă. 2,7 în perioadă. Echivalent cu... 4n plus 1 supra 3, totul la a doua, nu 4 la n plus 1, 4 ori n. Da. Așa înțeleg, înțeles eu, da? 4n plus 1 supra 3, totul la a doua, este egal cu? 25 pe 9. 25 pe 9, am înțeles ce. Vezi că și scriu repede.
ai zis 27, scăzut 2, nu știu ce, 25 pe 9, da? Echivalent cu... Pe 25 pe 9 pot să scriu ca 3, 2, un număr pe 3 la ceva? Ia restul. Dacă ești la 4 în plus 1. Da, 4 în plus 1. Hai, trebuie să-mi drăznim. Hai să luăm invers. Cum ai putea să scrii pe ăsta la a doua, fracția asta? Și ăsta la a doua, și ăsta la a doua. Da. 4 în plus 1 la a doua, supra 3 la a doua. Deci ar fi așa. 4 în plus 1 la a doua, supra 3 la a doua. Este egal cu 25 pe 9. Păi venea 2 ori 4 în plus 1 supra 9. Da. Egal cu 25 supra n. Supra? 9. Supra 9. Deci vine să scriem echivalent. Pe loc aici aș spune 9. Avem. O fracție. Iată, numitorul este același. Ce înseamnă? Nu pot să fac 4 la n la a doua plus... Nu 4 la n, 4 ori n plus 1. 4 ori n. Nu pot să scriu 4 ori n la a doua plus 2 plus 1. Ia să vedem, așa se ridică la o putere. Iată, 3 plus 5, 3 plus 5, totul la a doua. Tu spui că este 3 la a doua plus 5 la a doua, fiecare, da? Dar în mod normal, dacă fac 3 plus 5, cât face aici? Cât ar da aici? Ar face 9 plus 25, care face 34, nu? Da. Dar 3 plus 5 cât face? 8. 8 la a doua. 64. Cum 64 e dat? E dublu. O prostie acolo. Nu se ridică fiecare la cea putere. Numai când e produs. Deci când e produs, dar la adunare și scădere, trebuie făcut operația așa. Lăsăm 4, e în plus 1. 25 pot să scriu la ca... 5 la a doua. E altă poveste. Deci 4 e în plus 1 totul la a doua egal cu 5 la a doua. Da? 4 e în plus 1 la a doua egal cu 5 la a doua. De unde rezultă că 4 e în plus 1 egal cu 5. Deci. Adică 4 e în plus 1 egal cu... 4 e în plus 1... 4 e în egal cu... 4 e în egal cu... Sau n egal cu 1. N egal cu 1. Scurt, n egal cu 1. Hai că te-am prins aici. Da. Te-am prins? Ai ridicat o adunare la o putere. Fiecare termen adunării. E o gravă greșeală. Nu când fiecare are la acea putere, când e un produs. E produs. Atât. La adunare și la scădere, toate aceeași mecheri rămâne așa deoparte. Vreau să eliminăm greșelile. Cum să spun? Eu fac din aceste situații un caz. Ca el să nu mai repeze odată. Deci, o fracție, cum se ridică la o putere? Și numărătorul și numitorul. Un produs, cum se fiecare la acea putere. Hai să scrim încă o dată. Deci, A supra B, totul la o putere N, este egal cu A la N, supra B la N. Fiecare la acea putere. Așa se ridică o fracție la o putere. A ori B, totul la N, deci când am înmulțire, înseamnă A la N, ori B la N. A la N, ori B la N. Dar A plus B, totul la N, la puterii, e egal cu semn de întrebare. Nu-i fiecare. E o formulă lungă. De treabă, complicată. Înseamnă A plus B, ori A plus B, ori A plus B, ori A plus B, de N ori. Și treabă complicată. Nu-i fiecare. Lămurit, nu? Da. Nu mai greșim? Că să știi că dacă mai suntem să greșești, eu mă supăr atunci. Mă duc acasă și îl plâng. Da? La astfel de... Chiar plâng la astfel de greșeli. Nu te mint. Așa mă doare de tare. Pentru că n-am voie să fac greșeli de aceste elementare. Așa că ne oprim aici, am înțeles? Da.
Dragilor, nu am adresat numai lui David, spune, vedeți-mă, am adresat tuturor. Lecția aceasta va fi una care va fi dată pe internet și voi să țineți cont că toate observațiile astea le fac cu drag și le fac pentru ca să nu mai repetați. Ce să spunem acum, Davide? Și să spunem că vinerea apare lecția o fi mai dificilă. Da, corect. Și de săptămână mai matematică despre la ora asta. La revedere!